averi de milioane de euro, rente uluitoare, conturi grase, dar și împrumuturi la bănci absolut inaccesibile unui om de rând. Alegerile care se apropie scot la iveală date uluitoare despre mulți dintre candidați care au fost nevoiți să-și facă publice declarațiile de avere. Elena Udrea a intrat în cursă pentru Camera Deputaților în București ca independent. Ea deține mai multe terenuri intravilane, toate în București. Deputata a acordat împrumuturi în nume personal de 3,6 milioane de lei și 280.000 de euro, deși veniturile sale s-au limitat la 38.917 lei din indemnizația de deputat și 142.500 de lei din chirii. La polul opus se află Remus Cernea. El are datorii de 108.120 de lei și o indemnizație de deputat de 59.000 de lei. Și fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia, are o pensie de urmaș de 11.000 de lei, un teren intravilan și o casă, ambele în București. Ea spune că mai are un autoturism Chrysler din 2010, dobândit prin necesitate. Un candidat care nu are aproape nimic pe numele său în afară de datorii este liderul PRU Bogdan Diaconu. Soția sa, fosta gimnastă Maria Olaru, deține aproape întreaga avere a familiei, mai multe terenuri, dar și apartamente în Timișoara și Suceava. Daniel Constantin, copreședinte ALDE, are o declarație de avere interesantă. El încă este dator lui Dan Voiculescu, mentorul său politic, cu 295.000 de euro. De asemenea, copreședintele ALDE a primit o donație de 45.000 de euro de la Emilian Constantin, bani care s-au adăugat veniturilor de 113.776 de lei de la Ministerul Agriculturii și indemnizației de deputat de 7.610 lei. Cel mai bogat candidat la Senat este liderul ALDE, Călin Popescu Tăricianu. Are mai multe case, 5 mașini de epocă, terenuri și mai mulți bani în conturi peste 18.000 de lei, 414.838 de euro și 6.273 de dolari, aproximativ de 25 de ori mai mult decât limita maximă admisă a contribuțiilor pentru campania electorală. Și Traian Băsescu și-a depus declarația de avere. Capul de listă al PMP la Senat în București deține cu soția sa în București terenuri intravilane, un apartament și un garaj. Postul președinte are două mașini. Liderul Alianței Noastre România, Marian Munteanu, are mai multe terenuri în capitală și județul Covasna, precum și o casă de locuit și un apartament în București. El nu deține mașini, bijuterii, conturi sau economii, dar nu este nici dator. Veniturile fostului lider al studenților sunt doar din dividende, aproximativ 35.000 de lei, la care se adaugă salariul soției, în jur de 42.600.